Bun găsit la știrile din sport. Corona Brașov a suferit prima înfrângere din acest sezon. Echipa de sub tâmpă, lipsită de aportul unor jucătoare precum Carmen Cartaș sau Camelia Hotea, s-a înclinat la Cisnădie în fața formației Măgura cu scorul de 22-26 la pauză, 11-15. Fetele pregătite de Mariana Târcă și Dumitru Berbece au făcut cel mai slab meci din acest început de campionat și au fost nevoite să se recunoască învinse la Cisnădie. Brașovencele au făcut foarte multe greșeli pe faza de atac, au ratat din situații de 1-1 cu portarul advers, iar apărarea nu a funcționat. Pentru Corona au marcat Pricopii 4 goluri, Marine Agu, Mihaela Tivadar, Sorina Târcă și Mihaela Briscan câte 3, Corban și Kiper câte 2 și Dincă și Ciuciulete câte o reușită fiecare. Nu am funcționat în general în acest meci, nici în apărare, nici în atac. Nu am respectat ceea ce am pregătit la antrenamente și acest lucru s-a văzut. În atac au fost foarte multe ratări. Ne-au lipsit jucătoare care puteau face diferența, iar restul fetelor nu și-au găsit cadența. Am fost precipitate. Camelia Hotea are o inflamație a tendonului și am preferat să o protejăm. Liga Națională de Handbal se va întrerupe pentru acțiunile loturilor naționale. Antrenorii Coronei vor rămâne însă cu foarte puține jucătoare la antrenamente, pentru că multe dintre handbalistele de sub tâmpa vor pleca la echipele naționale de senioare și tineret. Oficialii formației de hockey pe gheață Corona Wolves Brașov au reușit să obțină un succes important la federație și astfel le-au făcut un cadou frumos fanilor de hockey din orașul de sub tâmpa. Cupa României, ediția 2016, se va disputa pe patinoarul olimpic din Brașov în luna decembrie. Cupa României la hockey pe gheață, ediția 2016, se va disputa la Brașov. În urma ședinței Biroului Federal s-a stabilit ca partidele ce contează pentru Cupa României să se desfășoare între 20 și 23 decembrie pe patinoarul olimpic din Brașov, în organizarea clubului Corona Wolves. Pentru noi nu poate fi decât benefic, atât pentru echipă, cât și pentru spectatorii aviz de meciuri. Cupa României va fi în perioada 20-23 decembrie. Se vor juca toate echipele înscrise în campionatul național și să sperăm că va fi un succes administrativ, dar și un succes sportiv pentru echipa noastră. Punem punct aici știrilor din sport. Sunt Răzvan Țirea, urmează informațiile despre vreme.